Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și de câtva timp mă gândesc la un proiect și anume la o pălăriuță pentru fetițe. Eu voi folosi culoarea roșie, dumneavoastră folosiți culoarea care doriți. Acesta este firul de bumbac 100%, bumbac de Scoția, numărul 5, după cum vedeți. Și poate fi lucrat cu croșetul 1,75 sau 2. Voi începe astăzi. Dacă nu voi reuși să lucrez tot proiectul într-un singur tutorial, vom face două. Pentru început voi face un ochi de lanț, ochiul de bază, după care voi lucra un număr de 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum voi închide în primul ochi de lanț cu care am început și voi închide cu piciorușa alunecat. Voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. După care voi lua o dată firul pe croșet, voi intra în interiorul cercului, voi lucra un picioruș dublu. Cel de-al doilea, cel de-al treilea, astfel că vom avea în total un număr de 4 piciorușe duble. Acum voi face două ochiuri de lanț de separare, după care voi continua din nou să lucrez 4 piciorușe duble. 3, 4, alte două ochiuri de lanț de separare și vom continua lucrând 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare. Vom avea nevoie de 5 astfel de grupe de 4 piciorușe. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 5 grupe de câte 4 piciorușe duble, cele două ochiuri de lanț, iar acum voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și voi continua rândul 2, lucrând 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi, în corespondența fiecărui picioruș care urmează, voi lucra un picioruș dublu. Să fiu atentă, să intru exact în corespondența piciorușului. Avem deja 3 piciorușe duble, cel de-al patrulea, iar în cele două ochiuri de lanț de separare vom lucra un număr de 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4 și din nou vom continua cu picioruș dublu în următoarele 4 piciorușe din rândul anterior,
Deci, în corespondența fiecărui picioruș, voi face un picioruș dublu. Și cel de-al patrulea. Am ajuns din nou în spațiul celor două ochiuri de lanț și vom face patru piciorușe duble în corespondența acestuia. Trei și cel de-al patrulea. Astfel vom continua pe parcursul întregului rând, iar noi ne vom întâlni la capătul acestuia. Am ajuns la capătul acestui rând, voi închide ca de obicei în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu picioruș alunecat. Voi face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi face 2 ochiuri de lanț de separare. Voi sări un picioruș și în următorul voi face un picioruș dublu. Din nou voi face 2 ochiuri de lanț. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul și voi face un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul, voi face un picioruș dublu. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Țin să menționez că acest proiect este foarte accesibil doamnelor începătoare, fiind foarte ușor. Eu mai de mult am lucrat această pălăriuță. Cred că vă va plăcea. În acel timp eu am respectat modelul doar până la un anumit punct, după care am lucrat eu după fantezia mea. Acum voi respecta modelul pas cu pas și la urmă veți vedea ce minunăție de pălăriuță vom lucra pentru fetițe. Deci vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Iar noi ne vom întâlni când terminăm și acest nou rând. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Voi închide cu picioruș alunecat. Care nu vrea să iasă acum din nou, așa cum v-ați obișnuit cu croșetul meu. Acum voi face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Iar în interiorul celor două ochiuri de lanț, noi vom lucra un număr de 3 piciorușe duble. Deci voi intra în interiorul celor două ochiuri de lanț și voi lucra un număr de 3 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea. În corespondența piciorușului dublu din rândul anterior voi face un picioruș dublu. Din nou în spațiu dintre piciorușe voi face 3 piciorușe duble. În corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, un picioruș dublu. Voi continua în spațiul de două ochiuri de lanț cu 3 piciorușe duble
Și astfel vom lucra până la capătul acestui rând. Iar noi ne vom întâlni pentru a continua pălăriuța. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, după care voi continua să lucrez un număr de trei piciorușe duble, deci vom avea un total de 4. Un grup format din 4 piciorușe duble, 1, 2, 3 și cu cel de la început avem 4 piciorușe duble. Acum voi face 2 ochiuri de lanț, voi sări un picioruș din rândul anterior, voi intra în următorul și voi lucra în corespondența a 4 piciorușe din rândul anterior, voi face 4 piciorușe duble. Cel de-al patrulea. Din nou, 2 ochiuri de lanț. Voi sări un picioruș din rândul anterior și în următoarele 4 voi face 4 piciorușe duble, în corespondența fiecărui picioruș, un picioruș dublu. Din nou, 2 ochiuri de lanț, voi sări un ochi din rândul anterior, un picioruș din rândul anterior și voi continua cu o altă grupă de 4 piciorușe duble. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Uitați-vă, așa se prezintă. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând, voi închide ca de obicei cu piciorușul alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Apoi voi lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, 1, 2, 3. Voi continua lucrând piciorușe duble în cele trei piciorușe care urmează. Și cu cel de început avem deja 4 piciorușe. Apoi, în interiorul arcului de 2 piciorușe, vom lucra 4 piciorușe duble. Interiorul arcului de 2 ochiuri de lanț, scuzați, 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Eu încă sunt adormită un pic, la mine este ora 3 și 25 dimineața. Nu am reușit să dorm pentru că este foarte cald. De obicei știți că aceasta este ora la care mă ocup de tutoriale, în jurul orei 3:30 de fapt încep să lucrez. Astăzi am început mai devreme, deci am lucrat cele 4 piciorușe duble din corespondența piciorușelor duble din rândul anterior. În cele 2 ochiuri de lanț voi lucra alte 4 piciorușe duble.
Și apoi, în corespondența celor patru piciorușe duble din rândul anterior, voi face piciorușe duble. Iar în cele două ochiuri de lanț, patru piciorușe duble. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând. 3 și cel de-al patrulea. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns din nou la capătul acestui rând. Voi închide cu piciorul alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi continua lucrând alte 3 piciorușe duble, deci vom avea un total de 4. 3 cel de-al patrulea. Acum voi face 3 ochiuri de lanț. Voi sări 2 ochiuri de bază, 2 ochiuri din rândul anterior. Voi intra în cel de-al treilea, voi face picioruș dublu urmat de alte 3. Deci vom face grupe de câte 4 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Așa vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Cel de-al patrulea. 3 ochiuri de lanț. 1 2, 3, voi sări 2 piciorușe, 1, 2, intru în cel de-al treilea, voi face din nou 4 piciorușe duble, unul după altul, 2, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și vom continua acest nou rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 3 ochiuri de lanț și voi închide cu piciorul alunecat în primul, în ultimul picioruș din, în ultimul ochi de lanț din primul picioruș. V-am spus încă, sunt încă adormentată. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi continua. Voi lucra al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea. Cel de-al patrulea picioruș dublu, iar în corespondența celor 3 ochiuri de lanț vom lucra un număr de 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. În următoarele 4 piciorușe vom lucra piciorușe duble, în corespondența fiecărui picioruș va veni lucrat un picioruș dublu. Deci vom continua cu cele 4 piciorușe duble.
din nou, în cele trei ochiuri de lanț, vom face un număr de 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5 și vom continua astfel pe parcursul întregului rând. Vedeți? Așa se prezintă. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat și voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, după care voi face al doilea picioruș dublu și voi ține firul pe croșet. Al treilea picioruș dublu, din nou voi ține firul pe croșet. Cel de-al patrulea picioruș dublu, voi ține firul pe croșet și le voi închide pe toate patru împreună. Acum voi face un număr de 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6. Voi lua firul odată pe croșet. Voi sări un picioruș din rândul anterior și voi intra din nou lucrând 4 piciorușe duble pe care le voi închide împreună. 1, 2, 3, 4, cel de-al patrulea și le voi închide împreună. Acum din nou voi face un număr de 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și din nou voi lua firul pe croșet odată, voi sări un ochi de bază, voi intra și voi face din nou 4 piciorușe duble pe care apoi le voi închide împreună. 2, 3, cel de-al patrulea, le voi închide, voi face 6 ochiuri de lanț. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui nou rând. Vom închide cu picioruș alunecat în ochiul unde am unit cele 4 piciorușe duble din rândul anterior. Deci voi închide cu piciorul alunecat. Sper că se vede. Iar acum, în interiorul fiecărui arc format din cele 6 ochiuri de lanț, vom lucra un număr de 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Vom împinge un pic așa, dacă nu avem spațiu suficient. 6, 7, 8. Și apoi vom trece în arcul următor,
Vom face din nou 8 piciorușe scurte. În fiecare arc vom lucra acest număr, 8 piciorușe scurte. Deci este ușor. 5, 6, 7 și cel de-al 8-lea. Trecem în următorul, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, unde am lucrat în fiecare arc format din cele 6 ochiuri de lanț. Am lucrat câte 8 piciorușe scurte. Eu mă voi opri aici și vom continua în următorul tutorial. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vom întâlni pentru a termina pălăriuța. La revedere, o zi frumoasă tuturor!